mine? Nu! Nu! Nu, din nu, din nou! Ba da! Ai curaj! Eu mă bucur! A se menționa că eu mă bucur! Bine ați revenit! Bine v-am regăsit, sărmâna Delia, salut băieți! Bine ai revenit! Bună ziua! Într-adevăr m-ai întrebat dacă vreau vreo piesă anume de intro și am spus, pune ce vrei tu! Da. Când eram mic îmi plăcea să cânt la vioară și după ce m-a auzit bunica mea cântând, mi-a zis, bă tată, ăsta e singurul sunet pe care vreau să-l aud înainte să mor. Din păcate, a auzit un claxon. Nu mi-a dus niciodată vreo iubită pe litoral, pe toate le-am dus la munte, pentru că de Marea Neagră aveau parte după ce ne băgam în pat. Da, și-a prins-o la ușă sau de ce? Într-o viață anterioară m-am întâlnit cu Tina Turner, acesta fiind motivul pentru care ea a scris piesa Simply the Best. Bun ăsta! Bun! Ce revenire! Abby Talent s-a întâlnit cu Om Bladon, acesta fiind motivul pentru care el a scris piesa Cel mai prost din curtea școlii. Da. Prietenii mă suspectează de un ușor retard și asta pentru că atunci când iubita mea a venit la mine cu testul de sarcină și mi-a spus că are două liniuțe, eu i-am zis să-l bage la încărcat. Cred că am uitat să ne iubim bunicii, să ne respectăm bătrânii. Se umilesc, se înjosesc, stând la coadă câte 4-5 ore pentru un pumn de medicamente compensate. Am intrat în vorbă cu o bătrânică, mi-a spus că stă la rând la ORL. Zic, mama, e ORL-ul un etaj mai sus. A plecat săraca și mi-a mulțumit. Ea stătea bine la coadă, dar n-aveam eu scaun liber. Și aici voiam să ajung la faptul că nu le suport. Pe mine, babele încep să mă scoată din sărite încă de la 7 dimineața. La 7 dimineața, toate babele de pe scară pleacă de acasă. Trântesc ușile, s-aude pe scară ca la popcorn. De la 8 încep și ies din scară, că e chestie de viteză, știi? Și pleacă cu sacoșa aia cu 6 roți, cu trollerul ăla de piață, cum îi zice. La 8 fix pleacă cu sacoșa goală, la 2:30 se întorc cu sacoșa goală. Bă, da, da, da! Băi, da! Cineva trebuia să o spună. Bă, da, bă, da, bă, da. Unde e dracu se duc? Da. Am zis că urmăresc o babă într-o zi. Bă, au vreun canal, intră acolo, se întâlnesc, se sfătuiesc. Ele sunt cabala, ele conduc lumea, nu știu. Se plimbă cu mijlocul de transport în comun. Și întotdeauna, ele sunt mai rele decât moșnegii. Moșnegii, dacă au jumătate de rom și niște table, n-ai treabă cu ei toată ziua. Bă, da, ele-s rele. Vine autobuzul gol și nu se urcă. L-așteaptă pe la plin cu oameni să aibă cu cine să se certe. Da, da, bun. Nepoțelul umorului românesc. Te pui la o coadă, te bate o babă pe umăr. Mamă, ești ultima persoană? Sunt și eu după tine, mă duc până la farmacie, vin imediat. Și nu se mai întoarce niciodată. Dar fac treaba asta pentru că au plăcerea aia murdară de a ne face pe noi tinerii să le spunem cu gurile noastre că suntem ultimele persoane. Ce bună! În Vinerea Mare, înainte de Paște, m-am dus la piață. Știți că aveau voie să iasă din casă între 11 și 1. La ora 3, plin de babe. Veneau două spre mine, că o belea nu vine niciodată singură. Ce căutați pe afară la ora asta, cotoroanțelor? Când am început propoziția, erau două babe. La urmă s-au mai strâns 6. Mă înconjurase așa să mă bată. Una strângea de sacoșe. Să dea cu mielul în mine, știi? Ce vrei s-au umflat varicele pe voi? Ia, uite, roșii românești în aprilie, bă, băiatule, că dacă rămâi acolo între ele, ție la palme cât își au pepenii pe început de sezon. Am pus la coadă la bancă, s-a pus o babă în spatele meu. Bă, când se pune o babă la coadă în spatele tău, simți. Nu știu cum dracu, simți, dar simți. Puta c***na, nu știu. Și în mod normal trebuie să te dai la o parte, să le lași să treacă. Dacă ești nesimțit, au metoda lor. Stau ce stau și după aia oftează.
Și trebuie să te tai la o parte. Ia, băi, mama, e 3-5 în față. După vârstă, zici că a fost de față când i-a tras pe roată pe Horia Cloșca și Crișan. După cum era îmbrăcat, a așteptat să moară ultimul, l-a dezbrăcat și le poartă ea. S-a pus pe scaun la ghișeu și i-a spus domnișoarei: mamă, am venit și eu să văd câți bănuți mai am în cont. Se cam rupe inima în tine la faza asta. Și zic, dacă nu i-a intrat pensia, îi cumpăr eu un pui rotisat și cu asta basta. Și zice vada de la ghișeu: băi, mai aveți 58.600, nu știu cât. Baba are aproape 600 de milioane. La care baba zice: și asta în lei, cât vine, mamă? Băiatule, bă, îți vine stensori. Nu prea mai părea așa nașpa baba, știi? Începuse să fac semne sexy, s-o agăț. Semne sexy? Făceam texte în cap cum s-o abordez. Mama, e, te scot într-un city break la Arsenie Boca. Poate n-ai copii și îmi rămâne bine apartament. Mergem și la o mormântare. Cine s-a murit, maică? Respectul de sine. Hai să mergem, ce dracu. Și vă mulțumesc frumos că m-ați ascultat. Bine! Ionuț Rusu! Bună seara! După cum bine știți, situația în acest moment în țară este gravă. Incertă. Este incertă. Incertă. Probabil ați aflat din presă că nu mai sunt locuri la ATEI. Nu mai sunt locuri pe paturi, mai avem locuri în picioare. Că nu mai sunt locuri pe paturi, mai sunt locuri doar în picioare. E bine așa? Perfect. Perfect. Astfel că am luat decizia împreună cu domnii secretari de stat, Bogdan Despescu și Raed Arafat, ca începând de azi... De mâine, nici cum nu-i bine. Așa face și la ședințe, domnule Arafat. Dar poftim, spuneți dumneavoastră, că m-a săturat de privirea asta de tată care mă judecă tot timpul. Poftiți. Mire scuze, în față. Se poate? Mulțumesc. Vă mulțumesc, domnule ministru. Bună seara. În mare parte, domnul Vela a expus toate deficiențele cu care ne confruntam. Dar eu am să aprofundez puțin. După cum bine știți, situația în acest moment în țară este gravă. Astfel că am luat decizia împreună cu domnul Despescu și domnul Vela ca de azi... Incredibil, domnule. Continuați, vă rog, continuați. Ca de azi să reintroducem măsura statului acasă, la altcineva. Repet, acasă la altcineva. Am luat la cunoștință faptul că oamenii s-au plictisit să stea la casele lor, așa că am adoptat această soluție. E mai lejer din toate punctele de vedere... Să nu mai punem la socoteala ca acasă la altul nici nu-ți vine să faci curat. Practic va fi un fel de schimb de mame imobiliar. Vrem ca cetățenii să înțeleagă gravitatea situației și să nu mai primim plângeri de la diverse industrii, precum cele din partea Horeca, spre exemplu. De asta ne arde nouă acum. Horeca, Sârbeca, să mai aștepte. La fel se fac presiuni din partea artiștilor. Actorii nu joacă, aveți, doamne. Adevărul este că nu vor să joace. Ați văzut că la fotbal s-a putut. Ar putea să joace și ei niște piese de teatru fără spectatori. Revenind la situația din spitale, am primit nenumărate întrebări referitoare la ATI.
ce înseamnă de fapt acest ATI despre care se tot vorbește. ATI este un acronim pentru cei ce nu cred în virus, pe care mulți dintre voi îl cunoașteți, dar pentru cei ce nu știu, ATI vine de la ATI îmbolnavit. Hai mă, că se poate. Date fiind resursele limitate din spitalele de stat din acest moment, am hotărât să mai adaugăm 3 litere la acest acronim și anume DLP. Deci de acum înainte vom avea ATI DLP, care vine de la ATI îmbolnavit, du-te la privat. În altă ordine de idei, am ia și picioarele în foile astea de rahat. Nu traduci asta! Nu ți-a ajuns că ne-ai păcălit la interviul de angajare? Te-am întrebat ce studiai. Ai făcut semne că nu poți să vorbești. După 2 săptămâni ai fost în vlog la Shelly, unde ce faceai? Vorbeai în gura. Nu traduce nici asta! Saturat. Și tu pune mâna și dăm foile, că de asta ești bun. Tu. Prizonat, dăm foile. Mai iertați, sunt sirian și când mă enervez, pur și simplu explodez. Revenind, 6 kg de cartofi, 4 legături de marar. No. Scuze, lista de cumpărături a soției, îmi pare rău. Revenind, săptămânile trecute, guvernul a accesat fonduri europene în valoare de 80 de miliarde de euro, care vor fi folosite în mare parte pentru combaterea virusului. 65 de miliarde de euro merg la Catedrala Mântuirii Neamului. Pentru că ne punem speranțe foarte mari în ajutoarele venite din partea lui Dumnezeu. Sau ce mai rămâne după ce și ia domnul Patriarh comisiune. <gântu-i> 3 miliarde de euro vor fi alocate pentru achiziția de elicoptere Euro 5 aproape noi din Germania pentru serviciul de ambulanță. Elicopterele sunt în stare foarte bună, sau aș fac treaba, cum zic samsarii care le-a vândut. Au fost folosite de niște bătrânici din Germania ca să meargă la spital și înapoi. Alte 2 miliarde de euro vor fi folosite pentru cumpărarea de tuburi cu gel pentru frezele domnilor Ludovic Orban și Nelu Tataru. Pentru că frezele dânșilor inspiră rigurozitate. 3 miliarde de euro se duc către achiziția de ace și seringi second hand din Belgia. Multe dintre ele folosite doar o singură dată, deci nici nu se observă. Anca 2 miliarde de euro vor fi utilizate pentru a procura vopsea de fața de genul Carlos Dreams, pentru ca cetățenii să-și facă mași singuri, prin care să respire mai ușor. 2 miliarde de euro pentru construirea unui buncar subteran imposibil de penetrat și asigurarea hranei necesare pentru 200 de ani, buncar în care vor fi închiși Viorel și Vulpița pentru totdeauna. Victorie! Presupun că aici știți motivele, nu le mai enumăr. Au mai rămas 3 miliarde de euro, care nu au fost alocați încă, dar guvernul a promis că are grijă de ei până se hotărăște unde vor fi distribuite. Ca să parafrazăm o celebră expresie din trecut, dorm liniștit, guvernul are grijă de banii tăi. În ceea ce privește infrastructura din spitale, vă mulțumesc, la revedere! De câte ori să vă spun, domnule Despescu, nu mai rămâneți în speranța că vorbiți. V-am chemat că era cadrul de 4 și se vede urât la televizor. Haideți, vă rog! Publicitate! Exact, da. Dacă mă pricep, da, la oameni, vei fi senzațional. Da. Băiatul cu turet. Stai. Hai să luăm treptat. O luăm treptat, da. Salut, eu sunt Andrei. Salut. Am 65 de kg cu sindromul Tourette. Băi, am văzut pe drum că el a avut
câteva mișcări, câteva contracții, știi? Dar eu n-am crezut că ele sunt necontrolate. Am atâtea ticuri încât fața mea face echivalentul la câte 2 ore de sală zilnic. Heba, heba, heba. Cred că mi-am dat seama după vreo 20 de secunde. Ce înseamnă sindromul Tourette? E atunci când corpul meu se mișcă involuntar, scoate sunete involuntar și vă înjură involuntar. Bine, asta nu înseamnă că o să vă înjur pe voi, dar nu înseamnă nici când o să o fac, știi? Dai să vezi când votăm? Exact ca la chelul. Numai că la mine boala nu a avansat așa de tare. Buci! Ai avut noroc! Mi se pare că am auzit Tourette la un moment dat și tot n-am perceput efectiv. Și după aia când mi-am dat seama, a fost primul impuls să nu cumva să râd. În continuare o să vă povestesc unele întâmplări din viața mea, unele, hei, unele amuzante, altele și mai amuzante, în care acest amic al meu, Tourette, așa l-am botezat, e cu mine peste tot și în cele mai nepotrivite momente. Heba! Foc! Foc! Hei! Hei! M-am și întors spre public, știi? Și le-am făcut semne, dar nu știu ce semne am făcut. Adică râdeți, dar cu grijă, nu știu ce era în mintea mea, adică era un cumul de... Păi, potoliți. Mai multe tiguri, așa că... Păi, potoliți. Dar când ai reușit să râzi, să te detașezi? Nu, n-a durat foarte, foarte mult, pentru că mi-am dat seama foarte repede că el în scopul acesta a venit și că el așa tratează această treabă. Am revenit la Ai Umor. Înainte de pauză, Andrei a urcat pe scenă și s-a prezentat. Salut, eu sunt Andrei. Salut. Am 65 de kilograme cu sindromul Tourette. Apoi, imediat a reușit să capteze toată atenția juraților. Dar ce spun eu a juraților? A noastră, a tuturor. O să am câteodată o să am mai multe ticuri, așa că... Da. Hei, exact. Mulți mă întreabă care e cel mai jenant moment din viața mea. Pe scurt, toate. Hey. Și cred că și ăsta unul din ele. Buci. Buci. Heba. Dar, în general, cum sunt privit în public, toată lumea crede că am o problemă cu ei. Bine, deși câteodată chiar am, pentru că nu-mi place fața ta și vin și spun în față, urât-o! Dar asta nu înseamnă că vreau să spun. Practic, nu. Pur. Îmi place. Nu-mi place. Nu-mi place. Bravo, Andrei! Focă. Focă? Ai zis focă? Am zis focă, da, focă. Marfă. Buci. Buci, focă! Așa mi-am făcut albumul, da. Aprob. Cea mai frecventă întrebare care mi este adresată este dacă fac așa și când fac sex. Și mă gândesc, oare ce imaginație bogată pot să aibă unele persoane? Deși da, ca să vă răspund și vouă, eu sunt cel care face gălăgie, în mare parte, și în locul ei. În general, m-am abținut odată și tipa mi-a spus să-i vorbesc urât. Și din proasta și urâta secolului n-am mai scos-o. Mai ce zi? Noi avem așa o comunicare, eu cu Tourette, știi? Comunicăm odată, da, odată, nu? Acum câțiva ani am avut un tic în care făceam da, nu. Și ziceam asta, da, da. Acum sunt mai multe. Și îmi zice o colegă de muncă că, bă, Andrei, da, la tine în cap se întâmplă un viol? Odată vrei, odată nu? Da, nu. Mulți mă întreabă de ce spun buci. Păi, sunt cuvinte involuntare aleatorii. Heba, heba. Aproape face trap. Heba. Dar asta nu înseamnă că stau cu bucile în gură. Bineînțeles, aș avea vreo 2 gume despre buci, dar nu sunt de bun gust. Și eu m-am mulți pe treaba asta, vă dați seama. Iubitei mele plăcea să stea cu bucile în gură, însă ne-am despărțit. Și am rămas cu un gust amar. Hey! Pago! Altă dată. Mulțumesc! Excelent, frate! Acum ceva timp am lucrat la Bingo Met. Exact ca și Mitoșer, în machinul vindeam bilete.
Exact, exact ca și el, numai că într-o societate normală, cred că și el ar fi trebuit să facă același lucru. În fine, aveam un acvariu în față cu bilete, plin. Nu, nu era plin. Da. Și nu știam de ce nu cumpără nimeni bilete. Până la un moment dat, când un prieten m-a văzut de pe partea cealaltă a drumului, zice că tocmai ce vinea o bătrânică... Eu făceam ticuri, buci, cac. Și... Da. Și mi-a zis că m-a văzut de pe partea cealaltă și că a văzut bătrânica, vinea încoace, s-a speriat și a făcut trei cruci și a luat-o în direcția opusă. Și am strigat-o pe ea că, doamnă, stați că m-ați înțeles greșit! Cât a fugit bătrânica aia, n-a fugit toată viața ei. A fugit de trecut. Am observat că tot timpul mi-am ales locul de muncă complet nepotrivit. Da. De exemplu, mi-a aprobat turetul, știi? Instructor de tur, de tir. De tur? Nu, de exemplu, acum lucrez într-un call center. Cum sună un apel de-a meu? Bună ziua, a sunat la suportul tehnic, cu ce vă pot ajuta? Hei! Da. M-au auzit? Da. Așa. Atât de bine am început să fac ticuri încât am început să fac și TikTok. Serios, mă puteți găsi pe TikTok drept omul cu turet. Bine. Asta e nouă. S-a surprins singur. Asta e nouă și pentru mine. Ce? Poca. Da. Am venit aici ca să vă arăt că această tulburare există. Însă, nu. Această tulburare există și sunt probabil mai multe persoane cu sindromul Tourette în România care se simt judecați, se simt jenați sau le este frică să iasă în public. E bine, am venit așa să le demonstrez că, indiferent de dificultățile pe care noi le avem, putem merge înainte și cu zâmbetul pe buze. Vă mulțumesc! Bravo, măi! Aolea, ce străie să nebunesc! Hai, te mă împinge, tu mă înfață! Crepă, vizante, bă! Îți jur că eu nu l-am recunoscut. Dacă nu mi s-ar fi spus în cască și n-aș fi avut scris pe hârtie vizante, nu mi-aș fi dat seama că el e. Băi, zic, avem invitat special, dar e atât de special că eu nu știu cine e. Mai dă-i o dată, hai, acum! Ia uite-l, bă! Hai, Timon! Deci nu m-a omorât boala, mă omoară ăsta, să rămână. Sănătate! Hai, super că n-a ajutat! Aplaudați, mă, că de-aia vă plătește! Atât de bine era transformat în rolul ăla și atât de convingător era că nu mi-am dat seama că e el. Și îl știu pe vizant, adică, na. Deci n-am crezut că e așa mare la voi, pe bune, m-am pierdut un pic, știi? Eu când vedeam pe televizor, de când vedeam mic, așa, știi, că eu am de la sport și... Eu așa m-am și gândit, zic că ăștia care apare, toți artiștii care apar la televizor, e pitici, știi? Că e că se vede pe televizor, că nu se face cir la televizor, se face, știi? Și așa am zis, că e toți e pitici de la circ, știi? Dar acum când am venit aici am văzut că nu e. Nu e, adică e decât oameni adevărați, știi? E, adică, mă rog, doar că face circ așa e, mai circari, știi? E bine! Ce, n-am dreptate, domnul Bendac? Aveți, domnul. Făceam, mă, nu știu eu, că eu mă uit la televizor, bine, nu mai văd eu bine, că el e mic așa, dar vede frumos, vede culori, așa, și... Părește capul, nu mai râde. Da, și, super, doamne ajut, doamna Delea, da. Poți să vii mai aproape nițel? Da. Așa, doamna Delea, deci, ce vreau să vă zic, eu acum, deci eu vă consider decât cea mai artistă, așa, pe sufletul meu. Adică nu vă supărați, că n-am, adică nu vreau să zic altceva eu. Dar adică să nu se supere domnul Bendea și nici domnul, ăsta. Poți să zic domnul Chelu? Da, că n-ai altceva. Că nu, altceva nu se vede, de-aia zic, știi? Deci, doamna Delia, după părerea mea, sunteți cea mai frumoasă de la umor, pe cuvântul meu. Deci, nu? Ce, nu? Este? Da, este. Să știți că deci eu sunt fanul noastră de mică. Dar acum ați ajuns mare și ce mai să vorbim, că e deci, vă jur, deci, pe bune, mă bucur foarte tare că m-ați cunoscut, deci, na. Dar bagă și pe aia, cu ești fanul meu numărul 1. Da, pe aceea am tot orgoliu pentru noi aici, ce vorbim? Nu mai să vorbești, nu știe. Frumos.
De-aia ea, prima mea iubită, așa mi-am făcut. Deci exact ca dumneavoastră, pe cuvântul meu. Dar eu așa am mai avut femei. Să știți, la viața mea eu am avut frumoase așa, deci am avut. Dar care e treaba? Astea care e frumoase, bă, e leneșe. Formul, care e deștepte, e rele. Și care înțelege și bune la suflete și harnice, bă, e grase. N-ai ce să-mi prea faci cu ele, știi? Dar mă rog, acum eu n-am treabă nici cu astea mai plinuțe, așa că mie îmi place așa femeile. Adică să și ved. Adică nu, eu nu mă ascund, înțelegi? Eu am tricou pe mine, să știe, mi-a așa îmi place să fie femeia pârguincioasă, știi? Dar e unii care zice că totuși astea mai fâșnețele, mai subțiri ar fi, știi? Că ce că e ca gâturile de pui, știi? Adică oricâtă cărniță ciupești după ele, tot nu se termină, știi? Ziceți bine, ziceți bine. Da, deci să știți că și pentru noastră, deci pe cuvântul meu. Deci dacă nu, aveți toată onoarea că m-ați primit aici. Deci, deci acum, fără Caterinca, eu chiar am, deci, noastră sunteți, după părerea mea, care, deci, bravo. Deci, bravo. Noroc că n-am mai văzut om ca dumneavoastră, că altfel eram. Păi nu mai să există, eu nici n-am fraz, n-am nimic. Unic! N-am, nici părinții nu mai să știe care este. Da, mă, așa, și... Ești bine, mă? Da, să respire așa, să-mi rău și uite să-l da. Stai liniște că numai medicii se îmbolnăvesc. Păi de-aia, că mi-am și zis, spuneți-mă, mască, că-mi suflă pe ceafă pe aici, înțelegi, mă, face-mă cocoșat. Fie de rău. Deci, bravo, deci, nu, de acum, uitați-vă puțin, ia, toarceți-vă să te vadă lume. Drât de la camera, așa. Deci, uitați-vă, frate, om fără rușine, bravo, tată. Deci, eu n-am văzut. Am exersat. Aulă, stai că am uitat să mă prezint, este? Eu sunt Dorin Zinedine Zidaru, deci să știe, și mare atenție că e Dorin, nu Dorel, că domnul Mihai știe care e diferența între Mihai și Mihaiță, corect? Dorin Zidaru, da? Și ce face Dorin? Merge. Bravo, merge și asta. Ce a zis? Că zidește? Bravo, păi Dorin Zidaru zidește, dar între ce face Dorin? Dorin dorește! Și Dorin vă dorește decât sănătate și super, Doamne, ajută! Așa, gata, hai că a luat! Hai că a luat un, gata, așa! Ca să vă zic sincer, eu când mi-a zis ca să vin la umor, am zis că n-are ce să caut eu aici să mă fac de râs la televizor, înțelegi că eu nici n-am umor. De ce să caut, mă, nene, eu aici, înțelegi? Lasă, duc alții, da, mi-a zis neamii ai, înțelegi? Băi, fraiere, du-te, mă! Dacă nici tu n-ai umor, ce are cu? Adică tu care vorba aia, încă mai ai păr pe cap, înțelegi? Te lași ca să te judece unii care nu mai are deloc, înțelegi? Mare om, mare om neamii ai, e mare om, să știți, mare caracter. Imediat ce m-am cunoscut cu el, pac, m-a și angajat la teatru de comedie, înțelegi? Deci cum ar veni acum asta în colegi, știi ce zic, domnul Bendeac? Bine, decât că eu lucrez pe afară, hă? Și tu pe dinăuntru, știi? Da, mă, nu mai te râde. Că m-a angajat ca să refac fața, dar n-ai văzut că am pus schelăria aia acolo? Că m-a angajat ca să fac, că a zis că nu mai s-a ajuns teatru într-un hal care nu mai se poate. Deci cum ar veni, eu fac fața de, înțelegi? Și domnul Bendeac joacă la nuntă. Ce are, mă? Bă, bune, joacă la nuntă, că am văzut eu un afiș mare acolo, când am dat jos de pe fața de aia, că ca să pune schelăria, trebuie să dau afișul jos. Și scria, Mihai Bendeac, nunta lui Krecinski, joacă la nunți, ce are, că nu știu eu. Înțelegi? Deci s-a ajuns rău teatru, pe cuvântul meu. Dacă se face nunți înăuntru, e... Na, serios. Faza e că pe pandalia asta, dacă s-a închis teatrele barii, nu se faci, știi? Și oricum, tot respectul, tot orgoliu, că e nuntă mare, e nuntă barosană. Ce are, mă? Deci e nuntă mare de tot, că scria tot acolo pe afiș, scria că se joacă la sala aia mare, știi? La sala Radu Belgianu. Eu am auzit de Marea Mexicanu, înțelegi, de Bibi Americanu, de Radu Belgianu n-am auzit. Da, mă rog, în sfârșit, dacă s-a ajuns la teatru acum și cu Radu Belgianu, cu aștia, ce vrea ei să fie sănătoși acolo cu teatrul lor? E greu cu comedia, e greu de tot, știi? Că nu mai să face chiciurile alea ca pe vremuri, știi? Acum, pe vremile astea, cum e cu pandalia, să faci glume cu covidele, cu astea. Eram ieri într-un magazin, unul ce cât costă astea și aia ce 1000, la care altul zice pandemie, la care altul zice lasă-mă că unde merge pandemia, merge și pandesuta. Mă rog, când... Zi-mă, asta e glume? Asta e glume?
Altul că zic că dă-te mă mai așa, nu lua pe strada aia, că umblă câinii cu covizi în coadă. Na, râzi. Uite, acum dacă e adevărul adevărat, eu vreau să vin cu toată echipa. Că mi-am făcut echipă ca lumea, nene, înțelegi? Am jumate aventiști, că m-am gândit că ăștia aventiști e cei mai buni, înțelegi? Nu fumează, nu bea. Deci, băi, nu fură. La mine în echipă unul n-a făcut pușcării o zi. Și de jumate aventiști și jumate ăștia care e cu umorul e navetiști. Înțelegi? Ăștia navetiștii rupe, deci rupe pe glume, n-ai treabă cu ei. De exemplu, a venit unul la mine și zice: meștere, uite că s-a apucat ăștia care a rămas fără serviciu pe pandalie să pună mâna la lucru. Adică cine, mă? Păi zice, uite fetele de la masaj. A pus mână de la mână și a scos un manual. Și zic, ce manual a scos, mă? Un manual de limfa română, meștere. Deci am râs, băi, știi cât am râs? Am căzut cu schelăria. Prav m-am făcut, că de atunci am rămas cu scaunul ăsta lipit aici. Prav m-a făcut, cred că m-a văzut pe jumătate de oră, că râdea și ei. Mă rog, așa. Eu n-am ce să caut la umor, că eu n-am umor. Așa că am zis, decât să închei frumos, ca să vă zic o poezie. Dar asta e de mine. Este prima poezie care am scris când a început pandalia. Maestrei, dacă se poate și o medolie așa, dulce reverie. Să știi, poezie de isolare. Primăvară. Acu, când primăvara vine, o mai au dat. Deci primăvară, de mine. Acu, când prim... Ce faci, mă, copiezi? Dă-te mai așa, stai jos. Dă-te de aici. Ia uite-l, mă, și pe ăsta. Stai jos acolo. Așa. Deci, acu, când primăvara vine și fuge iară sângele pe-n tine, când ziulica toată o vezi în ce cum crește și toate alea încep și ciripește, când soarele mai galben îl vezi că răsărește și ai impresia că decât ție îl zâmbește, când iarba verde e dână mai grasă și când zambila e cea mai frumoasă, să moară proza. Ascultă de la mine o vorbă aleas. Nu mai umbla iure, stai dracu acasă. Ce acu e greu, mă, așa. E COVID, stai dracu acasă, umbli de nebun. Asta decât atâta. Încă o dată să rămână doamna Delia. Sănătate, super, Doamne ajută. Trească domnul Chelu, colega, ca să fie bine. Ia-l, mă, tu pe ăsta de aici, ia-l de aici. Numărul maestrului Vizante a fost umbrit de superba poezie care a încheiat actul artistic. Extraordinar. Așa poezie, pentru mine a scris Vizante poezia aia. Gata, hai, sănătate. Vă pup pe Dorin Zidaru, da? Deci intrați pe YouTube-ele mele, pe Instagram-ele mele. Hai, v-am pupat, sănătate, super, Doamne ajută. Hai, Dimă, ia stai, mă, tu jos. Stai jos, că te mișca moară. Doamnelor și domnilor, aplauze furtunoase pentru invitatul special de astăzi, pentru prima oară pe scena umor, Teo! Nu! Dacă ar fi să fac așa o ordine a stărilor, a fost prima dată șocul, după care bucuria. Ce minune s-a produs! Bine v-am găsit, vă mulțumesc din suflet că m-ați primit cu căldură. Salut, salut, salut! Teo, bă, Teo, adică Teo, patriarhul, prea fericitul părinte al stand-up-ului românesc. Este extraordinar să fiu aici, e o bucurie să fiu aici. La Ai Umor, un canal de YouTube atât de mare încât acum are și emisiune TV. Extraordinar, vă mulțumesc din suflet că sunteți aici. Începând într-o notă serioasă, trăim niște vremuri dificile. Sunt niște vremuri tulburi. E normal să ne fie frică pentru că suntem în stare de război, dar dușmanul e invizibil. Unde e dușmanul? În noi. Metaforă. E greu. E greu să lupți cu un dușman care e invizibil și atunci ce facem? Frica asta pe care o avem trebuie să o vărsăm în ceva. Fiecare varsă frica în ce poate. Unii varsă în alcool, alții în nebunie. Și acum sunt oameni care cred că Bill Gates o să le bagi un chip
prin care o să le controleze creierul, corect? Și eu nu pot să cred că oamenii ăștia sunt idioți sau tâmpiți sau Doamne ferește, pentru că ei nu știu că Bill Gates o să le bagi un chip. Ei cred că Bill Gates o să le bagi un chip, da? Și nu poți să-ți bagi joc de ce cred un om, corect? Că un om care știe ceva te contrazice, un om care crede ceva te omoară. Așa că... Eu ce pot să zic despre oamenii ăștia care cred că Bill Gates o să le bagi un chip prin care o să le controleze creierul? E că ăștia sunt oameni care n-au instalat în viața lor Windows. Ce bună e asta! Ăștia n-au idee de limitele lui Microsoft, știi ce zic? Că o să ne bagi un chip în care o să ne controleze creierul. O să încerce să ne controleze creierul. Vedem, s-ar putea să nu meargă decât de la chip XP încolo, da? De-aia zic, că ne bag un chip în care ne controleze creierul. Stai să vedem! Eu am lucrat pe calculator, probabil că și voi, nu? Vă va da vreodată Windows eroarea aia nimic? Știți eroarea când apare un semn de exclamări și trebuie să-i dai OK și atât? Se panichează Windows-ul, faci valeu și dai OK. Ăștia ne bagă chip? Acum vreo 15-20 de ani instalam la un moment dat Windows și în timpul instalării mi-a dat eroare că nu vede cablu de la imprimantă. Imprimanta o vedea. Cablu zicea că nu e acolo. Și zic, de unde știi că e imprimantă dacă nu e cablu acolo? Și acum valeu și i-am dat OK. Ăștia ne bagă chip? Ăștia ne bagă chip? Ce bun, bun. Știi ce o să facă? Ne bagă la toți chip, după care dă format toată planeta. Satana e punct exe, ce două puncte, toată lumea, așa? Și o să se blocheze la 98%. Și după aia știi ce o să se întâmple? O să fie un reptilian super ofticat la Oculta Mondială Departamentul IT. Asta o să se întâmple. O să fie un băiat cu ochelari, lacrimi pe față, care clipește orizontal, așa, din a treia aproape. Și face, zi, mă, de ce? A dat eroare pe România, de ce? Mi s-a blocat. De ce? Îmi cere delele de moldoven. Ce e aia? Delele de moldoven. Păi nu, dar dacă am instalat original pack de România, de ce îmi cere delele de moldoven? Ce e aia over the prut? Păi și de ce nu e același lucru? Să le facă dracu compatibile. Ne bagă Bill Gates chip. Să ne bage, sincer acum. Și noi cât am piratat Windows ăla... Nu știu dacă știți, în ultimii 30 de ani în România s-au vândut 2 copii de Windows. Și asta la oameni care voiau să-și pună termopane. Ne bagă Bill Gates chip. Să ne bagi. Ne descurcăm. Asta mă enervează un pic. Când văd oamenii că sunt atât de speriați și că zic, aoleo, ne distruge nația, ne distruge poporul faptul că Bill Gates ne bagă chip. Ăștia sunt oameni care n-au încredere în poporul ăsta. Suntem mai puternici de atât, da? Ne bagă Bill Gates chip, ne descurcăm. Asta știm să facem ca nație. Ne descurcăm. Asta facem. Da. Vă zic o treabă și probabil că o știți fiecare dintre voi că sunteți români, da? Când s-a împărțit norocul la popoare, noi n-am prins noroc, da? Dar am prins genă de asta de gândac de bucătărie. Ne descurcăm! Știi ce zic? Suntem peste tot acasă, ca rapidul. Ce să faci? 4 milioane de români plecați în afara țării. Vă dați seama, mai mult decât noi au plecat în țară numai sirienii și aia fugeau de bombe. Ne descurcăm! Stați calmi! Noi am avut și telefoane blocate în rețea. Ne-am descurcat! Auzi că ne distruge poporul. Noi ne reparam Dacia cu ciorap de damă pe marginea drumului. Ne descurcăm. Incredibil. În momentul ăsta în Antarctica, undeva lângă doi pinguini, e un român. Care se uită la pinguinii și face... Nu prea e de muncă pe aici. Auzi, dar peștele ăla de unde la e? Serios? Focă! Și asta vă zic, ne descurcăm, de ce e atât de multă panică? Știți ce se întâmplă dacă ne bagă Bill Gates chip? În maxim 6 luni de zile, la orice parter de bloc în România, service de chipuri. O să se umple țara de afișe de alea alb-negru trase la Xerox, instalări, dezinstalări, chipuri, știi? Că vă dați seama că pe România, pe Europa de Est, aduce numai pârnăi de alea de chipuri de să strică repede, alea bune, le duce pe Anglia, pe Franța, pe Germania, îți dai seama, la noi ce numai de alea. Lasă-mă că știm noi, ia uite la ei, mă. La noi aduce de alea, dacă te prinde ploaia mai tare, intră pe la garnitură, pe acolo, ce nu știm. Noi nu te duci la reprezentanță, că e tâlhar la reprezentanță, mă, 50 de euro constatare și ne... Uite constatare, mă. Mă, trage curentul ăsta, cred că am stat în curent acasă, ești nebun la cap, auzi la ei. S-a stricat chipul, normal că nu te duci la reprezentanță. Ce faci? Ai un băiat. Știți că noi în România avem instituția asta, băiatului. Orice problemă ai, ai un băiat la ea. Te duci cu mașina la serviciu, că nu ești fraier. Ai un băiat la serviciu unde te duci cu mașina.
La fel și cu chipul. Sunt pe Ionuț. Băiat bun, s-a lăsat de liceu, dar știe cu chipul. Are... are mâna ușoară, nici nu simți când ți l-a scos, știi cum? Bine, nu-l pune pe tester, că tester are numai la Microsoft. Dar suflă în el ca în jigler, așa, îți scoate chipul. Gata. Auzi, dar tu bei că astea de la țuică se înfundă. Asta se întâmplă. Ne bagă Bill Gates chip. Să ne bage. Dacă îi dai 50 de lei lui Ionuț, îți și scrijelește numele pe el. Știi că să mai fură asta, ești nebun la cap. Te urci în autobuz, trebuie să ții mâna pe chip că să fură. Urcă ăștia cu magnetul, dracu știe, nu știu, ți le scoate pe la șalez, rămâne semn. Dracu știe, vrea să ia cupru din ele, nu știu. Prea multă panică. Ne bagă Bill Gates chip, le vindem. Eu am încredere în poporul ăsta. Bine, bine. Ne mai așezăm o dată la coadă. Vă jur că asta facem. Te duci acolo la Bill Gates, să-mi pui și mie chip de la... Păi ce mă, că ești deja tăiat? Nu, asta e de când m-am zgâriat, eu eram mic. Nu. Păi da, dar ești trecut pe listă că ți-am pus chip. A, dar l-am pierdut. Nu. La manet o să fie plin de chipuri. Ne plângem foarte mult. Știți că ăsta e sportul nostru național, să ne plângem. Nu e oina, vă jur, de 15 ani merg în toate colțurile în țara asta. N-am văzut pe nimeni să joace oină, da? Știți ce am întâlnit în schimb? 10 de băieți care se plâng că nu joacă nimeni oină. Stați, stai. Asta e sportul național, oina. Ce bine! Ne place să ne plângem. Bă, ne place, suntem buni la asta, suntem atât de buni la a ne plânge. Vă jur că dacă să te plângi ar fi sport olimpic, lotul României ar lua aurul fără să facă deplasarea. Da? Deci ar fi probă la Tokyo, olimpiadă, probă olimpică, să te plângi obstacole. Normal că să te plângi viteză n-are farmec, știi ce zic? Și lotul României ar începe de pe otopen, de pe aeroport, ar face... E și departe Tokyo să mori, e departe rău! Plus că fii atent, prietene, deci stăm 30 de ore pe avion, da, ajungem la Tokyo, unde ce se întâmplă, prietene? Câștigă tot cine trebuie, tot Rusia, tot China, că sunt interese mari la mijloc, că iau baze de pregătire, domnule, noi ne plângem ca săraci pe autobuz pe stradă, iau, bă, tradiție n-a se plânge, noi țară mică la Crunța, să întotdeauna invazii, tot timpul jefuiți, are dreptate, domnul Dampuri, grădina maicii, domnule, domnule, își bat joc. Ne descurcăm. Aia de la Tokyo să fie gata, ați câștigat, vă trimitem aurul în poștă. Bine, după două săptămâni aurul în poștă, îl ia antrenorul la dinte. Ăsta nici nu e aur. Poate joc de noi. Noi am avut aur la Sarmizegetusa, domnule, 100 de ani Imperiul Roman, care vorbeau daca, domnule, vorbeau daca despre ce vorbeau. Îmi place prea mult să ne plângem. Toată lumea se plânge. E plăcut să te plângi. Duce discuția mai departe, ca un fel de lubrifiant social, ai văzut, nu? Ce faci, vecine? Rău! Și eu la fel! Hai să vorbim, hai să discutăm despre asta. Cum să nu? Cum să o duci bine, mă? În țara asta, oricât de bine o duci, trebuie să o duci un pic rău, că altfel te scui până pe stradă. Dacă nu mă credeți, încercați asta. De mâine încolo, când vă întreabă cineva ce faci, uitați-vă în ochii lor și spuneți-i foarte bine. Să vedeți cum s-a terminat discuția acolo. Ce faci? Foarte bine. Du-te și-mi p***, mă, tine. Am crezut că vorbim, nu că ne batem joc. Cine dracu duce bine în țara asta? Da. Oricât de bine o duci, trebuie să o duci un pic rău. Te dai jos în fața vilei din Pipera din ultimul model de Cayenne. Se dă jos vecinul în fața vilei din Pipera din ultimul model de Range Rover. Ce faci, vecine? Rău, vecine! Știu, vecine! Păi pe praful ăsta, cum să nu? La alea dracu de cazane, știi cât îmi ia asta? 10% ulei, nu motorină, vecine. Știu, vecine, știi cât costă încălzirea a 23 de camere? Pel de castel. Și după 2 minute de conversație, 2 milionari pleacă mulțumiți că toată lumea o duce rău. Nu este plângi un pic. Oricât de bine o duci, trebuie să o duci un pic rău. N-ai cum să nu. Ion Țiriac, foarte multă vreme, a fost cel mai bogat român, miliardar în euro, corect? Cel mai bogat om din istoria sportului. Voi credeți că dacă mâine îl întâlniți pe Ion Țiriac și îl întrebați, ce faceți, domnul Țiriac? Credeți că o să zică, foarte bine, sunt miliardar, ești prost. Sunt convins că nu. Pentru că în Ion Țiriac bate o inimă de român. Dacă îl întreb mâine pe Ion Țiriac, ce faceți, domnul Țiriac? O să zică... Dar ce s-a întâmplat? Ați sărăcit? Este un glonț
mistrețul numai drept, mistrețul ba stânga, ba dreapta, ba stânga, ba dreapta. Oh. Plus că Simona Halep... Dar ce s-a întâmplat? Nu, în general, în general. E un interviu pe internet, puteți să-l căutați, în care domnul Ionițoaia ia interviu domnului Țiriac. Și în timpul interviului, domnul Țiriac spune următorul lucru, printre cele mai românești lucruri pe care le-am auzit vreodată. A spus, eu când n-am bani de doi piloți, îmi conduc singur avionul. Că știți cum e. N-ai tot timpul bani de doi piloți. Că ai sfârșit de lună. Că ai dat providentul înapoi. Ce facem noi, mă, când n-avem bani de doi piloți? Noi, plebea, da? Nu zic de voi, nu zic de voi, nu vreau să fac acuze. Vă zic eu ce fac. Eu când n-am bani de doi piloți, las dracu avionul la sol, da? Bate-mă, scuipă-mă, azi iau elicopterul, nu-mi pasă, da? E, nu Ion Țiriac, asta e el legenda sportului care e, da? Pentru că Ion Țiriac când n-are bani de doi piloți, se urcă în avion, îl conduce singur și nu-i pasă că în aer s-ar putea să se intersecteze cu alți miliardari care să-l recunoască și să-și bată joc de el. Nu-i pasă că în aer s-ar putea să treacă pe lângă avionul lui Rothschild sau Jeff Bezos, care ia din avion să facă ba, 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 ba. Lasă-o ușor, ăla-i Țiriac. Țiriac, deschide geamul puțin, deschide. Săracule! Era Țiriac! Era Țiriac! Era Țiriac că își conducea singur. Țiriac era, că-l știu de la o vână... Jur pe dolar, jur pe dolar, era Țiriac că își conducea singur avionul. Dar cine l-a învățat pe ăsta să zboare? Becali? Dar ăsta nu știe că avionul e făcut să stai în spate? Îl vezi după aia pe Țiriac pe aeroport cu o rangă în ușa avionului. N-are nimic. Am eu un băiat la Boeing. Șocat de ce a auzit, domnul Ionițoaia a spus... Normal, e avionul dumneavoastră. La care domnul Ion Țiriac, pentru că, repet, în el bate o inimă de român, a spus, avioanele, că am mai multe. Avioanele, că am mai... Pentru că nu trebuie să uitați ceva, prieteni. Oricât de bine o duci, trebuie să o duci un pic rău, da? Dar și dacă o duci rău, trebuie să arăți că o duci un pic bine, corect? Așa suntem, avem complexul ăsta, vrem să arătăm, corect? Avionul mai scump decât garsoniera? Restanță la întreținere, dacă e rosen în fiecare weekend să mergi la Paris? Pe piept mare scris boss, înăuntru sclavul? Că na! Vă mulțumesc, ne descurcăm noi! Bravo, bine! Mă înclin, vă mulțumesc mult! Ciao!